Întrebat de reporterul televiziunii Intermedia ce părere are despre soluția construirii sediului Facultății de Medicină în spatele Spitalului Vechi, președintele Gheorghe Flutur a explicat că va analiza această posibilitate. Consiliul Județean deține în zona respectivă o suprafață de 2 hectare de teren pe care ar vrea să construiască în viitor un spital pentru copii și un altul de boli infecțioase. Vedem, analizăm, suntem deschiși la orice soluție, numai să se întâmple, să facă ceva concret. Trebuie să ne uităm în planul de urbanism, cum sunt amplasate spitalele pentru copii și boli infecțioase și ce a rămas pentru blocurile de locuințe. Ne uităm și vedem, a declarat Gheorghe Flutur. Universitatea Ștefan cel Mare și-a anunțat intenția de a extinde corpul E în parcarea de lângă direcția silvică pentru a construi spațiile necesare Facultății de Medicină. Este a patra soluție identificată de USV pentru dezvoltarea acestui proiect. Intenția instituției academice a stârnit un val de reacții negative pe rețele de socializare. Mulți suceveni și-au exprimat îngrijorarea că odată cu extinderea clădirii ar putea fi afectat parcul universității. Rectorul USV, Valentin Popa, a explicat în cadrul emisiunii Între Oameni de la Intermedia TV cum ar putea fi amplasată noua clădire. Practic, acest nou corp de clădire se va construi în această parcare pe care o vedem aici. Deci în toată parcarea? Nu, ne oprim la aproximativ 10 metri de capătul unde se termină parcarea. Așa. Trebuie să avem 25 de metri. Deci 10 metri de acolo încoace, nu? Da, și așa. Să avem 25 de metri până la axul străzii, conform normelor sanitare. Așa. Și vom pătrunde aproximativ 3 metri în, spre stânga. Deci, domn profesor, cam până aici, nu? Da, dar se fac importantă de sus, de la parter, nu vom construi aici. Jumătate din suprafață la parter va fi rămâne neconstruită. Încă o dată, nu este un proiect, nu este o afacere, da? E un proiect pentru dezvoltarea comunității, a universității, nu e proiectul lui Popa sau a conducerii universității, nu câștigăm bani din acest proiect, doar dezvoltăm comunitatea și universitatea. Proiectul Universității Ștefan cel Mare privind extinderea corpului E în parcarea de lângă direcția silvică este în dezbatere publică.